Iată un vers care se potrivește ca o mănușă pentru viața lui Florin Salam. După o perioadă încărcată cu multe evenimente neplăcute, artistul a revenit în forță și weekendul trecut a concertat în fața a peste 2500 de oameni. La spectacol, Salam a venit de mână cu soția sa, Roxana Dobre, care l-a încurajat cu un sărut. Este o oară cu mine pentru fiecare dată să vă am aproape de sufletul meu. Sunteți voi! Sunteți voi! Oamenii noștri! Cum era și firesc, a fost un bun prilej pentru spectatori să dea dedicații. Bani a luat și această dansatoare de muzică orientală, dar nu se compară cu Salam. Prestația lui Salam a fost la înălțime. Mulțimea a cântat și a dansat pe muzica lui. Dar, ca la fiecare concert, diferența au făcut-o fetele și mișcările lor amețitoare. Artistul nu a făcut rabat de la efort, iar finalul l-a găsit în genunchi, la propriu. După show a făcut poze cu admiratorii, apoi în drum spre mașină a ținut să ne reamintească cine este șeful României. Felicitări, un adevărat maraton concertistic în această zi. Fericit pentru această revenire, pentru această primire. Așa am primire peste tot, dar nu știți voi. Astea nu le mai dați pe la televizoare, dați numai asta. Dați că sunt numărul 1 în România. Asta e adevărat. Știți? Nu știți că... Te iubesc. Pune la televizor că sunt după tine. Dacă e cu mine, normal că e numărul 1. Dar dacă nu e cu mine, nu mai e numărul 1. Totuși ai trecut printr-o perioadă destul de dificilă. Viața mea și am luat interviul lui Horațiu, să știți ce e vorba. Florin, cel mai mare capul vrea să facă poze. El, domnul Serghei Mizil. Al lui Serghei Mizil? Da. Cum te simți? Nu știu cum să mă simt acum. Sunt după program. Sunt bine, mă, sunt fericit. Tu cum ai fi în locul meu? Asemenea. Gândește-te cum mai fi să fim pielea mea acum, după ta lume, fericire, toate alea. Zi tu! Te pregătim mult pentru acest concert? Eu pe scenă comand tot. Înțelegi? Totuși, iată că ai avut o prestanță excelentă și vii după o perioadă destul de grea. România mi-aparține! Să știți și voi, toate televiziunile, n-am nimic cu voi. Voi aveți ceva cu un star ca mine. Voi cu un star nu trebuie să vă puneți rău, că aveți nevoie de el. De sărbători, de alea, ai văzut cum faceți să aveți rating. Puneți-vă bine cu mine și sunt al vostru, vă iubesc! Da, nu se pune nimeni în cutie și nimeni nu da și nint. Ah, bine atunci. Bine, stai să nu rup pantalon. Mai dă o dată cu ea. Mai grijă la mână acolo. Florine, ce zici? Adu-te de aici, ce ți-am zis? Ai depășit acea perioadă mai dificilă? Sunt number 1, vă iubesc.